Îl susțin pe Mircea Cirț pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare. Îl susțin pentru că apreciez că are o dimensiune pe care băimărenii o vor aprecia în 27 septembrie, pentru că depinde de viziunea lui Mircea Cirț viitorul locurilor de muncă bine plătite și a capacității de a atrage în continuare investiții în comunitatea pe care o va reprezenta. Face parte din familia politică liberală, o familie care prin excelență pune accent pe bunăstarea oamenilor, pe locuri de muncă bine plătite, pe investiții pentru a avea educație și o calitate a sănătății la standarde europene. Are o experiență deja în mediul privat care îl va ajuta enorm de mult ca această experiență să o utilizeze în folosul oamenilor din Baia Mare. De ce? Pentru că un om care știe cum să producă prosperitate, va ști să producă prosperitate pentru toți băimărenii. De aceea, împreună cu echipa Partidului Național Liberal, îl susțin pe Mircea Cirț pentru un mandat de primar al municipiului Baia Mare și sunt convins că împreună vom avea un viitor politic comun și la Baia Mare și la Cluj-Napoca. Aveți încredere în echipa Partidului Național Liberal, aveți încredere în omul potrivit la locul potrivit, aveți încredere în Mircea Cirț, primar al municipiului Baia Mare. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Mircea Cirț, ultima emisiune în această campanie electorală. Mircea Cirț, candidatul PNL la funcție de primar al municipiului Baia Mare. Îi spun bun venit. Bună seara și bun găsit. Și un prieten apropiat al, cred că al Băii Mari, al PNL, al lui Mircea Cirț. Îi facem Bogdan. Cred că unul dintre cei mai tineri lideri politici din România, secretarul general al PNL, Robert Sighiatău. Bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de cei care ne privesc la Maramureș TV. Ultima emisiune din această campanie electorală o faceți la Baia Mare, la Maramureș TV. Să înțeleg că nu cred că mai mergeți pentru că undeva. Ne place în Maramureș, în Baia Mare și dorim să redăm maramureșenilor mândria. Pentru că, din păcate, județul Maramureș, împreună cu municipiul Baia Mare, au rămas puțin în urmă față de alte județe din Transilvania, nu mai vorbesc de țară, și cred că trebuie să le redăm maramureșenilor mândria, pentru că au cu ce se mândri, este un județ foarte frumos, este o comunitate extrem de frumoasă, însă ne dorim ca, în primul rând, tinerii și familiile să nu mai plece de aici și să le întâlnim în diaspora, în Franța sau în Anglia. Ne dorim ca oamenii să-și găsească un rost aici, în Baia Mare, în Maramureș, și dorim să facem din Baia Mare un municipiu așa cum este Oradea, pentru că nu văd de ce nu ar putea deveni. Singura problemă este lipsa de viziune și lipsa de administratori vizionari. Nu mai vorbesc de alte lucruri. Deci, eu consider că în 27 septembrie trebuie să redăm maramureșenilor și băimărenilor mândria de a locui în acest județ frumos și de a fi parte a acestui municipiu frumos, dar care a rămas în urmă față de alte municipii din punct de vedere al dezvoltării economice. Nu înțeles. Ce sunteți așa îngândurat? Nu, urmăream. Mi se pare că se poate de real. Spuneți-mi, cum vi se pare experiența asta de campanie electorală? Super tare! Deci, în 2 luni de zile a trebuit să fac cât alții în 2 ani. Dar n-am făcut pe aceleași principii, ci pe principii sănătoase. Deci a fost super tare. Da, știți ce aș vrea să vă întreb? Eu nici n-am vorbit deloc în campania asta electorală. Cum ar fi fost ca și la Consiliul Județean și la primării să fie 2 tururi de scrutin? Cred că... Cred că ar fi fost mult mai bine. Noi am susținut alegerea primarilor în 2 tururi, numai că s-au opus PSD-ul și UDMR-ul în Parlament pe această temă. Domnul Sighiatău, inclusiv primarii dumneavoastră, cred că nu erau foarte, foarte bucuroși pe un joc de 2 tururi. Am avut această discuție cu unii primari în interiorul partidului, însă au înțeles și ei că este mult mai bine pentru democrație și pentru ei. Și pentru Partidul Național Liberal, dar și pentru oameni. Pentru că una este să-ți alegi primarul cu o majoritate covârșitoare și să aibă
legitimitate și încredere și alta este să ai doar un singur tur. Însă, clar că oamenii au înțeles că PSD-ul nu și-a dorit să avem alegeri în două tururi, astfel, în 27 septembrie, oamenii înțeleg acest vot ca un tur final. Și atunci bătălia, cum este și în Maramureș, este foarte clară. Este între Mircea Cirț și Cătălin Cherecheș. Este între PSD și PNL. Și atunci, clar că eu văd și simt și mă duc în campanie și vorbesc cu oamenii, oamenii își doresc să scape de PSD. Acolo unde a condus și administrat PSD, oamenii au rămas în subdezvoltare și din păcate n-a fost nici creștere economică, nici viziune și nici locuri de muncă mai bine plătite. Față de oamenii compară, oamenii umblă, merg la Cluj, merg în Oradea, merg în Brașov, merg în alte comunități mai mici ca și Blajul, unde avem în Blaj, oraș de 20 ceva de mii de locuitori, avem un angajator adus de primar cu 3000 și ceva de angajați. Deci asta este diferența până la urmă. Și oamenii văd aceste lucruri și în 27 septembrie o să vedeți și o să ne auzim și la telefon că Maramureșul împreună cu Baia Mare vor alege dreapta, pentru că dreapta înseamnă dezvoltare, dreapta înseamnă investiții, dreapta înseamnă creșterea calității vieții, dreapta înseamnă integrarea comunităților definitiv în Uniunea Europeană, prin indicele de calitate al vieții, prin infrastructură de calitate, prin școli moderne, printr-o administrație digitalizată aproape de oameni. Toate aceste lucruri se întâmplă deja în alte comunități și maramureșenii, băimărenii vor alege această rețetă pe care o are dreapta. Stânga n-are rost să vă mai spun că știți mai bine, înseamnă risipa banului public, stânga înseamnă și face politica statului cu mâna în sân. Primește banii de la guvern, primește banii de la contribuabili, după care îi redistribuie, bineînțeles, după bunul plac. Își creează tot felul de companii locale care sunt prost manageriate, unde sunt angajați tot felul de persoane apropiate, ba de primar, ba de alți factori politici, care risipesc banul public, care nu sunt eficienți și automat banii contribuabililor, din păcate, se risipesc. Asta este stânga. Mă uit și am făcut o analiză în ceea ce privește quantumul alocat investițiilor pe bugetele din țară. Și am făcut comparații între administrațiile PNL, administrațiile PSD. Diferențe de la cer la pământ. Acolo unde sunt liberali, ei alocă aproximativ în medie peste 40% din buget pentru investiții. Acolo unde este PSD-ul, alocă sub 20% pentru investiții. Asta este, de fapt, problema și de asta lucrurile nu se mișcă în Baia Mare și în județul Maramureș. Și asta vrem să schimbăm. Noi nu venim aici să spunem vorbe verzi și uscate. Noi venim cu fapte, venim cu un bagaj și cu un partid care a demonstrat că știe să facă performanță în administrația locală, cu niște oameni care au performat în mediul privat și în background-ul lor profesional, cu niște oameni care sunt susținuți de conducerea Partidului Național Liberal, dar mai mult decât atât, sunt susținuți de către Guvernul Partidului Național Liberal, în primul rând pentru a-i facilita toate condițiile pentru a atrage fonduri europene și apoi pentru a investi sau a aduce fonduri guvernamentale și pentru cofinanțarea fondurilor europene, dar și pentru alte proiecte de care cetățenii au nevoie. Ionel Bogdan vrea să aducă 1 miliard de euro pentru județul Maramureș, o sumă care, deși pare fabuloasă, sunt sigur că o va aduce, pentru că noi avem un buget negociat de președintele Iohannis de 80 de miliarde de euro. Eu cred că va aduce și mai mult. Și mai mult. Pentru că județul Maramureș este un județ mare. Mircea vrea să facă din Baia Mare un pol regional economic important. Și poate. De ce? Pentru că, după cum ați spus și a spus-o și premierul în Baia Mare, și îmi doresc și eu în calitate de bistrițean acest lucru, acest drum expres de la Petea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița,
în guvernarea liberală va deveni realitate, iar asta va lega Baia Mare de Occident, va lega Bistrița de Occident și pe parcursul acestei autostrăzi sau drum expres vor putea veni investitori, astfel încât să avem aici competitivitate. Competitivitate înseamnă automat forță de muncă de calitate și înseamnă salarii mult mai bune. Este o rețetă, după cum v-am spus, folosită de primarii noștri liberali, o rețetă folosită de toți europenii de bună credință care au ales această rețetă a dreptei pe care noi am folosit-o. Și atunci lucrurile sunt foarte simple. În 27 septembrie trebuie să alegem rațional și trebuie să alegem viitorul, pentru că PSD-ul este un partid al trecutului, orice am spune. PSD-ul înseamnă risipa banului public, înseamnă probleme de integritate, probleme de competențe, pentru că, după cum se vede, nu mai au nici resursă umană, nu mai au nici... Apropo de asta, înțeleg că domnul Zete a fost ales recent responsabil de infrastructura României. Păi dacă mă uit în județul Maramureș, n-a făcut mai nimica în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii și calitatea drumurilor din județul Maramureș. Sunt lucruri extrem de clare pe care cetățenii și cei care ne privesc le văd și le simt pe propria piele. Și cred că în 27 septembrie oamenii de aici, din municipiu și din județ, vor alege schimbarea și vor alege un partid al viitorului. Un partid care a demonstrat că știe să modernizeze țara, a făcut-o după 1918 și a făcut-o extrem de bine. Avem o istorie și un blazon din punctul acesta de vedere, dar am reușit să modernizăm acolo unde am guvernat local. De un an de zile suntem la guvernarea națională și deja în ceea ce privește investițiile publice încep să apară rezultatele. 64 de kilometri dați în folosință anul acesta de autostradă, toate proiectele deblocate, de exemplu autostrada Transilvaniei, care era blocată peste tot. Motivele știți și dumneavoastră. Astea. Pentru că nu-și primeau unii șpaga și nu-și primeau banii. Toate au fost deblocate. Cel mai mare volum de investiții din ultimii 10 ani îl avem noi, cu toate că suntem în cea mai gravă criză sanitară din ultimii 100 de ani. 27,8 miliarde de lei alocați pentru investiții în primele 8 luni de zile acestui an. Aceasta este rețeta pentru ca România să se dezvolte, pentru ca România să încheie această perioadă de tranziție în care ne aflăm de 30 de ani și de care discutați și dumneavoastră în platourile de televiziune și mai discutăm și noi. Domnul Cirț, pe scurt, că ce era de spus în mare parte sau coincide foarte mult probabil răspunsul noastră cu răspunsul domnului Siliar Tău vis-a-vis de două tururi. Provocarea pentru mine e cu atât mai mare cu cât, vedeți, orice vot alocat altui candidat e acordat actualului primar. Deci e un vot împotriva schimbării. Deci, dar o să facem față. Domnul Siliar Tău, știți, nu să vă întreb dacă tot vă place subiectul ăsta cu infrastructura. Prezența dumneavoastră aici e și un fel de garanție că lucrurile se vor întâmpla așa cum s-a promis și de către premier, indirect de către dumneavoastră, de nou Cirț, de Ionel Bogdan. Știți la ce mă refer? Bun, Baia Mare Voia. Mă rog, Petea. Da. Ca parte din, cum se numește, autostrada Nordului, în care corect. Și dumneavoastră intrați. Corect. Așa zis autostradă, că este un drum expres care seamănă cu autostrada. Normal că... La noi e drum expres și celălalt e tot drum expres sau autostradă? Tot drum expres. A, mă rog, este pe profil de drum expres. Ea se poate extinde. Cu însă, investiții mai mici, eu vă probabil. Spun foarte sincer, să avem drum expres este în regulă pentru noi și este un subiect de interes. Da. Nu numai pentru Maramureș, că de asta, okay. Asta nu, fost și întrebarea. Întreb, este pentru toată Moldova. Când se face drumul ăsta? Când se face drumul Baia Mare, acesta? Pe mine mă interesează Baia Mare Voio. Mă rog. Baia Mare Voio. Pe mine mă interesează Bistrița Baia Mare Voio. Pentru că toți moldovenii și mai ales transilvanenii pleacă înspre Bistrița Occident. Bistrița Năsăud, Petre. Corect. Spuneți-ne, când intră? Studiul de faptul fezabilitate... că dumneavoastră sunteți secretarul general al PNL și sunteți aici și sunteți bistrițean, contează
Spune cu ația asta. Normal că contează. Când intră pentru că, era să zic în fabricație. Deci studiul de fezabilitate a fost înmânat. A fost o licitație în care s-a înmânat studiul de fezabilitate. După care urmează proiectul tehnic și apoi proiectul de execuție. Finanțarea de unde? Finanțare. Sunt pe de o parte fonduri europene și aici va fi o discuție pentru că Autostrada Nordului a apărut anul trecut în discuție și a fost și votată în Parlament și atunci trebuie integrată în ceea ce înseamnă fondurile europene și accesarea fondurilor europene pe infrastructura mare. Pe de o parte sunt fondurile europene, pe de o parte sunt fondurile guvernamentale, că și de acolo se alocă foarte mulți când, bani. Când veniți de la Bistrița, la Baia Mare, luați pe domnul Cir și mergeți la PTA să nu știu ce să faceți. Vă referiți pe drumul la ce? Asta. Pe drumul când acesta, o să putem circula pe el? Pe drumul acesta, în maxim un mandat și jumătate de guvernare PNL, acest lucru nu va fi mult, valabil. 6 ani? Auziți, ce vreți să vă spun, 4 ani și să nu-l facem în 4 ani, nu, 6 ani? Nu, mi-e mergea să spuneți 4 ani și să-l faceți. Eu nici nu vreau să spun termene, pentru că ce se întâmplă? Mai bine creezi surprize și îl faci mai repede. Oamenii s-au săturat, oamenii care se uită la noi, nici nu mai cred. De ce? Pentru că 30 de ani de zile... Au fost mințiți, au fost mințiți. Și înțeleg că și eu același lucru, de când circul pe drumurile astea, normal că aștept să am kilometri de autostradă. Însă văd dinamica, văd seriozitatea ministrului al transporturilor, Lucian Bode, care este tot vecin aici cu noi și cu Maramureș. Din de unde e dânsul? Din Sălaj. Și mai mult decât atâta, noi dacă vrem să dezvoltăm țara asta și vrem, singura rețetă este să investim în infrastructură pentru a putea de 6 ani transfera. Și mergem de la cel puțin de la Bistrița și putem ieși din țară pe la Petea, nu? Bistrița, Baia Mare. Eu v-am spus un mandat și jumătate de guvernare PNL. Asta am zis, 6 ani. Nu, bine se am poate, zis. Se poate acest drum expres se poate finaliza. Dar pentru asta trebuie să facem ce trebuie, domnul Preda. Coleg, domnul Preda. Trebuie să facem ce trebuie. Și asta înseamnă multă muncă, asta înseamnă inclusiv județul Maramureș să își dorească acest lucru și aici mă refer să aleagă drumul spre dezvoltare în 27 septembrie. Credeți că vă ajut eu. Da. 27 septembrie... Mă rog, nu, în decembrie, PNL și, mă rog, cu aliații o să facă o majoritate, da? Da. Și aveți un mandat lin, nu aveți o majoritate clară. După 4 ani de zile, ar trebui să fie cea mai mare parte din drumul ăsta făcut. Nu? Nu? Presupun. Da, adică... Eu v-am spus un mandat și jumătate. Vreți să insistați pe... Da, vreau să insist că dumneavoastră a spus că oamenii au fost mințiți de 30 de ani. Păi da, normal, pentru că PSD-ul... De ce v-am crede vă noi acum pe dumneavoastră? Păi de ce m-ați crede? Pentru că lucrurile deja încep să se miște. 64 de kilometri dați în folosință. Într-un an de zile. Deci nu vorbesc de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. Mai mult decât atât. O grămadă de fonduri europene blocate au fost deblocate de către ministrul fondurilor europene, care a fost astăzi aici, domnul Boloș, care este un om extraordinar și cu care ne mândrim noi ca ardeleni, pentru că a fost omul cheie din spatele lui Ilie Bolojan, dar și omul cheie de la ADR Nord-Vest, pe care o grămadă de primari îl cunosc, pentru că a reușit să faciliteze și să ajute pe primarii noștri de frunte, care au muncit din Ardeal, să-și dezvolte comunitățile. Exact. Iar normal că există, așa cum am spus, o deschidere largă ca toate aceste autostrăzi să intre în linie dreaptă. Autostrada Transilvaniei. Dacă și sunteți foarte atent la ceea ce se întâmplă, acolo au fost mai multe tronsoane blocate. În momentul acesta toate tronsoanele sunt deblocate și se lucrează vizibil pe aceste tronsoane. Deci sunt semne pe care inclusiv dumneavoastră le vedeți pentru că aveți ochiul foarte fin și așa cum am spus, acolo unde Partidul Național Liberal a guvernat, lucrurile s-au mișcat, pentru că nu putem scoate țara aceasta de pe penultimul loc din Uniunea Europeană la ceea ce înseamnă calitatea vieții, la ceea ce înseamnă veniturile pe cap de locuitor, numai dacă investim masiv
în ceea ce privește infrastructura publică, serviciile medicale, serviciile de educație, astfel încât să ajungem la nivel european. Am înțeles. Și avem 80 de miliarde, domnul Preda, care au fost negociați foarte bine de președintele Iohannis, o sumă extraordinară, alocați pentru următorii 8 ani de zile. 80 de miliarde înseamnă enorm. Cu 80 de miliarde România va intra, așa cum am spus, în șantier. Și deja sunt sumele pe care le vedeți. În trecut, PSD-ul a alocat extrem de puțin bani pentru ceea ce înseamnă infrastructura rutieră mare, autostrăzile, dar și spitalele regionale. Uitați-vă ce s-a întâmplat de când am venit noi. Spitalul Regional Cluj s-a început lucru și s-a semnat contract de finanțare. Spitalul Regional Iași, la fel. S-au alocat 875 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești. Deci acestea sunt lucruri extrem de clare pe care și cetățenii le văd. Normal că victoria finală va fi momentul în care, așa cum a spus dumneavoastră, împreună, într-o mașină, indiferent, mașină românească, vom parcurge drumuri lungi pe aceste autostrăzi, autostrada Transilvania, drum expres și așa mai departe. Domnul Cirț, revenind acum la ale noastre, de ce trebuie acum, în ultima emisiune, trebuie să repetați, de ce trebuie să vă aleagă băimărenii în 27? Sau ce le spuneți pentru a-i convinge că trebuie să fiți votat în 27 septembrie? 1. Sunt singurul candidat care pot duce orașul acesta și să-l transform într-un oraș occidental. Și aici, al doilea motiv e, am o experiență de 25 de ani care arată ceva în spate. Apoi, mai mult de atât, eu merg la primărie cu frică de Dumnezeu, nu cu frică de cineva sau să fiu la comanda cuiva. Ori lucrurile acestea, practic, și îmbinate cu relațiile care le am la nivel internațional, mă ajută ca să îmi ating visele pe care le am, vise care nu sunt mai mari față de ceea ce am realizat în viața de zi cu zi, în business de altfel. Eu consider că sunt aspecte care, puneți vă rog în balanță CV-ul fiecăruia, ce a realizat fiecare, ce experiență are în construcții, nu doar în gestionare de bani, că dacă ai bani poți să-i distribui unde să-i duci și cum să-i duci, dar ideea de a face bani ca să fii pe un trend crescător, arătați-mi un alt CV mai bogat, ori nu veți găsi. Mai mult de atât, relațiile în ziua de azi, relațiile sunt foarte importante. Dar mă refer, e vorba de relații sănătoase. Atâta timp cât nu avem relații sănătoase, că vorbim de a atrage investitori, păi vedeți dumneavoastră investitorii de afară, atâta timp cât nu vorbești pe limba lor, adică să rezonezi cu ei, să te simtă că ești de încredere și că poți să duci lucrurile acolo unde le promiți, trebuie să le arăți ceva, să le arăți un master plan. Baia Mare nu are un master plan pe un 10 ani ca să atragă investitori. Ori atâta timp cât avem aceste relații și putem să dezvoltăm aceste contacte cu agenții economici. Zile trecute am avut aici un broker de investitori care reprezintă peste 250 de investitori afaceri de familie din Germania. Toate aceste firme caută să își mute fabrici din Asia în Europa de Est și numai bine că noi căutăm să intrăm în astfel de parteneriate, ori fără să avem rutina formării relațiilor continue cu parteneri, nu facem decât să mergem din rău în mai rău dacă nu schimbăm aceste lucruri. Ori faptul că lucrurile nu s-au schimbat m-au determinat și mi-au dat convingerea că trebuie să fac acest pas renunțând la tot ceea ce am în business, adică de a presta activitatea în continuare în business și de a merge pentru administrație. Spuneți-mi, cum de-ați avut, nu știu dacă am mai discutat lucrul ăsta, cum de-ați avut curajul să, mă rog, să puneți ca slogan noul primar? De unde e atâta siguranță? Din relația cu Dumnezeu. Practic, domnul Preda, a crede în Dumnezeu și dracii cred. A crede că pot prin puterea lui Dumnezeu este dumnezeiesc. Cu alte cuvinte, eu merg prin credință că voi fi nou primar. Dar mai am câteva zile. În timpul acestor zile, cei care sunt pe acolo și care trebuie să plece, lucrează deja la bagaje. Unii deja și-au luat concedii cât mai au pe acolo. Glumesc. Voi face echipă cu cei care au pe inimă
dorința de a duce lucrurile în direcția bună. De unde această idee? Am întors-o pe toate părțile, vedeți dumneavoastră, n-am mai avut experiență, n-am avut experiență în campanie politică sau chestii de genul acesta și toate formulele au venit acolo, colegii cu lista de slogane ce ar putea să, cred că au fost vreo 300 de slogane, nici cum nu se potrivea niciunul. Și atunci am zis, domnule, stai un picuț, pentru ce merg? Noul primar. Asta e profetic, domnul Preda. Înțelegeți? Știți ce înseamnă aceasta? Pentru mine, în primul rând, este ceea ce cred. Și pentru aceasta merg. Nu merg ca să stai, domnule, m-ați luat cu întrebări de blat. Eu aș putea spune asta un pic. Dumneavoastră ați votat deja înainte să votez. Bineînțeles, dacă nu votam aceasta, nu plecam la drum. Cu alte cuvinte, eu n-am pornit nu, la drum. M-ați spus în fața faptului împlinit. Păi... Da, stați un pic. Asta e până la urmă. Da, eu n-am plecat să testez, mi se potrivește, nu mi se potrivește. Oi fi votat? Nu. Nu, domnule, eu am decis că mă bag în jug. De bună voie și nesilit de nimeni. Deci, și mesajul am căutat să fie cât mai clar. Aveți de-a face cu noul primar. Domnul Sighiar, să nu... Știu că sunteți... Veniți după câte zeci de... Câte mii de kilometri ați făcut în campania asta? Vin de la București. Nu, dar cred că ați umblat mult în campania asta. Am umblat mult, da, în campanie. Și în sud, și în nord, și peste tot. La un moment dat spunea premierul Orban aici, la lansarea noastră. Și... Ar fi bine să-l citez foarte corect, da? Dădea de înțeles că toate lucrurile astea, drumul rapid, ziceți... Autostrada Nordului, proiectele noastre, centura, parc industrial, pasaje, exact. Metrou, metrou nu ați spus. Se leagă oarecum inclusiv de victoria PNL-ului aici. Vă sugerez să puneți videoclipul următor acum și o să vedeți mai multe ce spune domnul Orban. Nu, să dăm atunci și atunci la fix pot să-l citez. Da, tocmai. Nu avem... Că e foarte scurt. Ludovic Orban. Vreau să zic Victor. Nici n-ar fi rău. Alex, ne ajuți? Bun, până atunci. Da. Să se gândească, domnul Sighiar Tău, ce garanții avem de la guvern. Avem clipul? Să-l vedem. Filă albă avalizată. Ce vrem mai Cecân mult, domnul? Ce când alb? Vine spotul. Nu, hai spotul. Yes! Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, le recomand băimărenilor să voteze cu toată încrederea la funcția de primar al municipiului Baia Mare, pe Mircea Cirț. Este momentul să sărim într-o altă etapă de dezvoltare a municipiului Baia Mare. Nu este suficient numai o vopsea la fațadă sau câteva lucruri superficiale. Baia Mare are nevoie de o schimbare a destinului. Baia Mare are nevoie de cineva cu viziune care să asigure o dezvoltare economică spectaculoasă, care să aducă investiții, care să genereze o dinamică economică, care să ofere fiecărui băimărean, fiecărui tânăr, fiecărui absolvent de liceu sau de facultate o șansă de a reuși în viață. Doar Mircea Cirț este omul care poate să ofere această viziune. Pentru că Mircea Cirț a făcut minuni din nimic. A reușit să construiască o companie de succes plecând de la firul ierbii. A arătat că are capacitatea să ofere locuri de muncă, să genereze investiții, să găsească oportunități de dezvoltare și doar Mircea Cirț poate să ofere acea viziune de care are nevoie Baia Mare. În ceea ce mă privește, garantez sprijinul guvernului pentru toate proiectele pe care le susține Mircea Cirț ca și primar al municipiului Baia Mare. Deja am discutat împreună și vorbim de viață și drumul expres Petea Satu Mare Baia Mare și drumul Nordului, care va face legătura între Baia Mare, Bistrița, până la Suceava,
și toate celelalte proiecte importante pentru a asigura conectivitatea Băii Mari și pentru a permite cu adevărat ca Baia Mare să devină mai atractivă pentru investitori, iar Baia Mare să poată să-și fructifice toate oportunitățile și tot potențialul de care dispune. Pe 27 septembrie, cu toată încrederea, votați Mircea Cirț, primar în municipiul Baia Mare. Am convins, domnul? Preda. Cine garantează, PNL-ul sau Ludovic Orban? Amândoi. Că dacă nu mai e Ludovic Orban, ce vă faceți? Vine următorul. Dacă e Bolojan, dacă e domnul Robert Sighiar tău. Un lucru e clar, nu va fi de la PSD, va fi de la PNL, dacă va fi. Dar noi credem că nu va fi cazul. Deci pentru garantează că... PNL-ul pentru asta, domnul Sighiar tău? Normal că garantează PNL-ul și nu pentru că e o garanție. E o garanție pentru băimăreni, e o garanție neapărat pentru Mircea Cirț. E o garanție pentru băimăreni și pentru maramureșeni. Exact. Dacă îl aleg pe Mircea Cirț, pentru că Mircea Cirț își dorește acest lucru și știe rețeta. Mai există o altă rețetă pe care o vedeți deja, da. Funcționează de 8 ani de zile. Înseamnă nici centură ocolitoare, nici drum expres și o vedeți. Cât timp a fost PSD-ul la guvernarea locală și la guvernarea națională, nu s-au întâmplat aceste lucruri. Oradea de ce are centură ocolitoare? Clujul de ce are centură ocolitoare? Exact. Pentru că oamenii aceia știu să facă proiecte și în același timp își doresc acest lucru. Exact. Unii nu își doresc dezvoltare, nu știu dacă înțelegeți. Administrațiile PSD nu și-au dorit să scoată comunitățile lor din nivelul acesta de subdezvoltare să-l ducă la un nivel da, mai sus. Aveți o explicație? Că da, la prima impresie zici de ce n-ar avea interesul? De ce n-ar avea interesul? Pentru că PSD și-a dorit și își dorește să-și țină oamenii în sărăcie. Pentru că pot fi mai ușor de mințit și mai ușor de manipulat. Asta se vede și în sudul țării, asta se vede și acolo unde PSD mai este în Ardeal. Pentru că este doar o chestiune de timp ca PSD-ul să iasă din Ardeal. Și o spun asta cu toată responsabilitatea. Pentru că oamenii aceștia n-au produs dezvoltare, n-au produs prosperitate pentru cetățeni și pentru comunitățile lor. Se vede cu ochiul liber acest lucru acolo unde guvernează PSD. Și oamenii știu lucrurile astea și fac diferențele și umblă și văd diferențele și văd că la Brașov, unde n-a fost aeroport, se construiește primul aeroport după 1974 de la zero, construit de Adi Veștea, colegul nostru de generație, pentru că omul a avut un vis să dea acelui județ un aeroport, mai ales că este un județ turistic. Și a reușit. La anul se va finaliza. Mulți ziceau, domnule, nu se va face niciodată. Ba da, se face și va fi și cel mai frumos, cu arcuri gotice, cu o arhitectură extraordinară. Asta pentru că oamenii aceștia pe care îi vedeți aici vor să rămână în istorie cu niște lucruri mărețe pe care le-au făcut pentru comunitățile lor. Ăsta este motivul pentru care eu bat acum toată țara, ăsta este motivul pentru care Ludovic Orban bate toată țara, Mircea Cirț candidează, Ionel Bogdan candidează, pentru că vrem să lăsăm niște lucruri, oamenii să ne aleagă, nu pentru că vorbim frumos în campanie, să ne aleagă pentru că facem. Am înțeles. Iar eu mă mândresc că mă duc în țară și nu trebuie să vin să le spun vom face luna frumoasă. Nu. Uitați ce o să facem aici la dumneavoastră. Ce am făcut? Am fost în Bușteni în campanie, unde conduce PSD-ul. Dragi locuitori ai Bușteniului, noi vom face în Bușteni cum am făcut la Sinaia, adică aproape de voi, cum a făcut Vlad Oprea la Sinaia, care a atras 5.000 de euro pe cap de locuitori. 5.000 pe cap de locuitori. Da, fonduri europene și viața și calitatea vieții de acolo, din Sinaia, oamenilor, s-a îmbunătățit considerabil. Și oamenii vizitează cu drag Sinaia. Deci sunt locuri și putem da exemple în toată țara. Avem în Tulcea, Comuna Luncavița, Ilie Ștefan, care este președintele PNL Tulcea și care acum candidează pentru primăria Tulcea. Deci un primar de comună care a tras peste 21 de milioane de euro fonduri europene, a asfaltat 41 de kilometri. Candidează la municipiu. Candidează la municipiu și vă spun eu, are cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul tulcenilor, va câștiga. Pentru că omul ăla nu a venit la tulceni și l-a spus, băi, sunt frumos, vorbesc bine. A spus, uite ce am făcut în Comuna Luncavița, toată comunitatea din Luncavița îi face campanie și spune, da, domnule,
omul ăsta a reușit să facă performanță, votați-l pentru că vom câștiga toți. Și astea sunt modelele. V-am spus de Adi Veștea. Oamenii nu știu multe despre el. A început administrația la 26 de ani. A reușit să modernizeze Râșnovul și să facă din cetatea aia un loc de referință pentru turismul românesc. Apoi a mers la CJ. Acum și-a avut ambiția să se bată cu tot să facă aeroportul. Îl face. Păi dar omul ăla nu mai are nevoie nici măcar să spună, domne, votați-mă. Pentru că oamenii spun, noi îl votăm pentru că este un model. Iar toți oamenii aceștia au un lucru în comun. Sunt oameni modești, oameni care au făcut lucruri și oamenii faptelor. Iar cu acest lucru mă mândresc și mă mândresc că fac parte dintr-un partid național liberal care reușește ca înaintașii lui să modernizeze această țară, pas cu pas. Și acest lucru, până ăsta este mandatul nostru în fața românilor și la guvernare, mai ales după 6 decembrie. Și știți de ce spun 6 decembrie, pentru că în Parlament nu avem majoritate. Să modernizăm administrația publică centrală. Am înțeles. Haideți că mai am o întrebare pe dumneavoastră, dar după ce vreau să le întreb, ați zis parcă ce faceți în primele zile, spuneți-mi ce faceți în primele luni, primele 6 luni. La primărie, dacă veți fi ales, evident. Dar nici nu mă îndoiesc de aceasta. Deci, mai întâi trebuie să facem un audit, să evaluăm, să vedem cum stau lucrurile, să vedem cum stăm cu resursele, ce resurse ne-au mai rămas și numai decât trebuie să instaurăm siguranța cetățenilor și a agenților economici. Cu alte cuvinte, trebuie să înceteze teroarea și frica în acest oraș și să terminăm cu vechile obiceiuri care încă se mai practică în acest oraș și apoi după aceea numai decât lucrăm la un master plan pe 10 ani ca să începem dialogul și construcția încrederii cu agenții economici interesați să vină în această regiune. Nimeni nu vine în regiune atâta timp cât comunitatea nu este în plină siguranță. Pentru aceasta nu o să apelăm la o campanie din asta așa de a găsi 10 camere să le punem repede că așa, ci vom pune numai decât lucrurile la punct așa încât siguranța să fie asigurată. Mai avem o provocare cu gunoaiele, nu discutăm acum despre ea, aceea este o bombă cu tic-tac, aceea trebuie sub o formă sau alta să o rezolvăm și să o rezolvăm cât mai bine. Apoi, sigur, trebuie numai decât să mergem și să facem cadrul parcului industrial, dar în toate acestea, ca să putem să facem tot ceea ce ne propunem să facem, trebuie numai decât să facem o evaluare a modului, a stadiului la care găsim lucrurile, a echipei cu care lucrăm, apoi trebuie numai decât să instaurăm acel principiu de a face munca de 3 zile într-o zi, deci aceasta pentru că sunt 9 ani plus încă 4 ani de zile, 13 ani, care va trebui să-i condensăm în 4 ani de zile. Trebuie să facem și ce nu s-a făcut în următorii 4 ani, pentru că avem obiectiv să depășim Oradea. Cum putem face aceasta? Să accelerăm încât să mergem cu viteză mai... Credeți că poate fi depășită Oradea? Domnul Preda, eu ce vorbesc cu dumneavoastră trebuie să mă credeți 100%, nu? Trebuie să stea un pic câteva luni măcar. Dacă credeți că ei o să se oprească, nu se vor opri. Însă noi suntem suficient de deștepți și avem cetățeni băimăreni extraordinari care, de când lucrez cu ei în această campanie și cu platforma aceea, au venit și cu problema, dar au venit și cu soluțiile. Ori lucrul acesta este ceva extraordinar. Aceasta, știți ce a făcut din mine? Mi-a dat energie, mi-a dat putere, mi-a dat... Eu tot auzeam pe ăștia, la alți contracandidații, cum se stresează. Eu n-am avut nici 5 minute de stres. Vă puteți imagina de unde e aceasta? Din relația cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă această putere și nu numai îmi dă voința. Dacă aveți rețeta asta, ar trebui să o faceți publică. Păi da, eu v-am mai spus dumneavoastră, dar tot necredincios ați rămas. Tot împac cu bunul Dumnezeu Pe cuvântul meu, stați un pic. Să nu credeți că e ironie. Deci dacă noastră susțineți lucrul ăsta, după campanie, indiferent ce se întâmplă, noastră veți spune că veți fi primară. Eu aștept 27 septembrie. Haideți să vă spun. După... Pe cuvântul meu, deci lucrul ăsta, vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, ar trebui într-un fel sau altul, eu aș explica o... Eu am mers public la preoții ortodoxi, la preoții greco-catolici, la pastorii penticostali, baptiști și le-am spus că după această dată va trebui să dedicăm cu toți orașul Dumnezeu. Și ceea ce nu s-a făcut
în 30 de ani va trebui să restaurăm și să punem acele bunuri care sunt, care nu au viață, trebuie să le dăm viață. Cum facem treaba aceasta? Cu relația serioasă cu Dumnezeu și în felul acesta noi, nu doar că vom fi pol regional, vom fi vestul pentru vest. De ce? Pentru că vestul și-a pierdut valorile. Ori noi, cu comunitatea creștină din regiune, noi putem să schimbăm datele problemei pentru România și pentru vest. Și aici aș mai veni cu o completare, că l-ați întrebat pe Mircea cum reușește să accelereze atragerea de fonduri europene. Și vă dau un exemplu. Primarul din Reșița, Nelu Popa, care este Nelu Tăiței, așa îi spunem, a fost ales primar în 2016. Nelu Tăiței. Tăiței? Da. În 2016. E o poreclă simpatică. El a reușit în 4 ani de zile să atragă 160 de milioane de euro fonduri europene, vorbind de un oraș de aproximativ 70.000 de locuitori. Asta pentru că experiența domnului Bolojan, da, mai ales că a fost și o perioadă complicată 2008-2012, până oamenii au învățat să acceseze acești bani. Acum avem și un ministru al fondurilor europene care a fost omul care a folosit această rețetă în primăria Oradea, Marcel Boloș. Deci se pot face, se pot accelera. Ritmul va crește pentru că și guvernul va pompa bani pe investiții și Baia Mare poate reduce acest decalaj, dar, așa cum am spus, trebuie viziune și trebuie voință pentru a pompa bani, pentru a crește competitivitatea, pentru a aduce investitori și, bineînțeles, pentru a crește inclusiv nivelul sistemului de educație, pentru că îmi place foarte mult să văd ce se întâmplă la Cluj și îmi doresc ca și Baia Mare, și numai Baia Mare, și Bistrița să crească nivelul astfel încât tinerii noștri să nu mai plece spre alte locuri și să-și găsească inclusiv un rost aici, prin locuri de muncă bine plătite și prin vieți bune. Ar fi ideal ca lucrurile astea bine plătite să fie și în companii românești. Poate că într-o viitoare sau în altă etapă să vă gândiți la... Cu siguranță. De ce nu la reindustrializarea României cu capital românesc? Nu știu, poate sună utopic. Pentru aceasta, nu, sună foarte bine, dar pentru aceasta chiar e nevoie de o viziune și eu am studiat lucrurile acestea și nu e o problemă, însă noi mai întâi trebuie să punem lucrurile la punct și toate atribuțiile unui primar trebuie să fie numai decât delegate, fără interes, așa încât primarul să-și atribuie cât mai mult timp pentru agenții economici, pentru relații cu noi investitori și pentru relații cu guvernul, astfel încât să atragă maxim posibil ce poate fi atras. Chiar și de la acele primării care nu-și fac treaba. Am înțeles. Domnul Sighiar, înainte de a da ultimul mesaj în această campanie electorală, un ultim mesaj din partea domnului Cirs, din partea noastră, vreau să mă întreb, de fapt, nu, e întrebare retorică. Așa e că nu legați aceste investiții absolut necesare de alegerea lui X, Y sau Z? Adică, la domnul, de exemplu, drumul Autostrada Nordului. Normal că nu se leagă, pentru că este un proiect al Guvernului Partidului Național Liberal. Atât am văzut. Dar vă mai spun ceva. Vă rog. Dacă Cherecheș rămâne primar, nu o să aveți parc de industrial. Dacă Cherecheș rămâne primar, nu o să aveți nici investitor, pentru că nu... Aia ține de viziune, să spunem. Păi dar nu, dar de viziune, pentru că este extrem de important să ai deschidere. Am făcut distincție foarte clară. Nu am spus de investiții și departe. Nu, strict nu, întrebarea a fost foarte bună, pentru că exact asta am vrut să scot în evidență. Cherecheș, Zetea, a avut guvern la 8 ani de zile, PSD. De dimineața până seara, domnul Zet era la televizor, ținea spatele lui Dragnea, așa cum ați minte că m-am mai întâlnit în emisiuni cu el. Zero drum expres, kilometri, NEMA centură ocolitoare, cum spunem noi în Ardeal, zero investiții. Același lucru s-a întâmplat și în Baia Mare. În Baia Mare, cu tot respectul, față de ceea ce se vede în zona centrală, și vorbesc de pietonal, Baia Mare, față de alte orașe din Transilvania, a rămas în urmă. De ce? Pentru că n-a fost viziune. De ce la Oradea se poate să avem un ștrand care a fost modernizat pe fonduri europene
și care este un obiectiv de atracție inclusiv pentru tot județul Maramureș, pentru tot județul Bihor în Oradea, iar la Baia Mare nu s-a putut. Tot pentru acest județ. De ce nu avem, în afară de grupurile pe care le avem de ceva timp, investitori și sunt aici în Maramureș, de ce nu avem noi investitori? Pentru că n-a fost o politică de facilitare și o viziune de facilitare a investițiilor în județul Maramureș. În și schimb, în municipiul este altceva. Normal dacă că, nu ești normal că noastră. Dezvoltarea, că asta până la urmă a fost întrebarea dumneavoastră, depinde foarte mult de omul care conduce comunitatea. Și de asta și premierul Ludovic Orban a zis, oameni buni, dacă vreți să vedeți toate aceste lucruri realitate, trebuie să-i alegeți pe acești oameni. De ce? Pentru că au o viziune, pentru că sunt perseverenți, pentru că se bat pentru proiecte, inclusiv în guvern și în ministere, pentru că ambii, Ionel Bogdan, care deja lucrează ca secretar de stat în Cancelarea Prim-Ministrului, este acolo toată ziua cu prim-ministru și normal că face lobby și toată ziua amintește Lucian Bode, Lucian să nu mă uiți. Normal că pe mine mă interesează același lucru, ca aceste comunități să crească și Lucian este contactat și tot timpul este întrebat, domnule, ce se întâmplă cu autostrada expres care vine de la Petea spre Bistrița, Suceava, că și pe domnul Flutur îl interesează la Suceava același lucru, pentru că toată circulația din Moldova, că trebuie să... Dumneavoastră sunteți mai tânăr și foarte bine că sunteți tânăr. Da. Asta vă garantează, până la urmă, longevitate politică. Vă las imediat, domnul Cid. Scuze, am interpretat eu greșit. Să nu uitați un lucru. Bucureștiul este dator Maramureșului. Dar știți de ce? Știți că până acum 10 ani, 20 de ani, cel puțin 40.000 de oameni, 50-60.000, nu știu, pe orizontală, pe verticală, 100.000 de oameni aveau treabă într-un fel sau altul cu mineritul, industria metalurgică neferoasă, industria chimică. Au venit băieții, statul român, reprezentat la vremea respectivă de X, Y sau Z și au spus, nu, gata, aici nu se mai facem rezervație, facem istreție, punem niște plante și așa mai departe, închidem mineritul, descurcați-vă. O parte dintre ei au plecat și s-au descurcat afară, așa cum a fost și domnul Cirț, nu? Și-a luat în spate la 16 ani sau la câți ani îți plecat? 16 jumate. Să-și caute fericirea. El a fost unul dintre puținii care a avut noroc, nu? Și și-a găsit fericirea. Județul a fost lăsat de izbeliște, inclusiv de statul român. Deci există, pe lângă, cum să vă spun eu, un management bun în administrație, necesar și un sprijin masiv din partea guvernului și din partea statului român, pentru că există o datorie morală pentru Maramureș. Înțelegeți? Aici, pe vremuri, cred că știți, s-a bătut moneda Imperiului Habsburgic. Aici, la Baia Mare. Ide. Cum îi zic ungurii, noche bagno. Înțelegeți? Nu puteți lăsa, cum să vă spun, de izbeliște. Noi nu suntem colonia Bucureștiului. Ai exploatat resursele, ți-ai luat Bocceaua și te-ai cărat. Că aici sunt de suflete. Eu sunt fiu de miner. Nu poți să lași zona asta așa. Adică e chestie de obraz. Înțelegeți? Pe lângă că e Cirți, Cherecheș, București, păi, trebuie să se uite la, nu ca o colonie, să se uite ca la o parte din țara asta. Și vă spun că guvernul își va face datoria. Numai că e o vorbă, este foarte bine cunoscută, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Și... Nici asta nu e corectă. Nu, iertați-mă, domnul Sidiar. Ba da, e foarte corectă. Adică, băimarenii nu trebuie să fie pedepsiți, indiferent ce se întâmplă în 27. Dar nu e vorba de pedepsiți, pentru că Boc a fost și este primar de ceva ani și n-a avut guvernul. Dar dacă domnul Cirți, prin absurd, nu știu, altul, acum vrând e domnul Cirți, dacă nu se descurcă, să zicem, ne pedepsiți pe noi că domnul Cirți nu se... Nu ne pedepsiți, nu. Nu știu, poate, nu știu, nu are inspirație deci dumneavoastră, și... Dumneavoastră aveți impresia că dacă n-ai guvern, lucrurile nu funcționează. Ba da, funcționează dacă ai viziune. Dacă ai și guvernul, atunci e un plus, e adevărat. Dar eu vă dau exemplu, uitați, pe Ilie Bolojan, vi-l dau exemplu. A făcut treaba în mandatul PSD. A fost ales în 2008 primar, da? În 2008
el a fost ales primar într-un partid care nu era la guvernare. Singura lui perioadă cât a fost la guvernare a fost 2012-2014. După care a fost tot timpul în opoziție. Mm-hmm. Pentru asta nu l-a oprit nimeni și nimic să vină, să restructureze tot ceea ce a însemnat administrația locală, să-și pună bani și să economisească pentru investiții, să meargă la ADR Nord-Vest împreună cu specialiști să spună unde putem atrage fonduri europene. Deci vreau să vă spun un lucru și vă spun asta din scurta mea experiență politică. Că om care îmi place politica și chiar vreau să fac treabă în județele Ardealului și în România. Schimbarea vine de jos în sus și s-ar putea să vă mire acest lucru. Ceea ce au făcut acești primari președinți de consilii județene la nivel local trebuie să se întâmple și la nivel național, cu administrația publică centrală, cu eficientizarea cheltuirii banului public. Deci schimbarea vine prin administratorii locali. Noi, dacă nu reușim să punem administratori locali performanți, degeaba vine guvernul Germanie, dacă nu vreți, a României și are o anumită politică, pentru că nu poți interveni, nu poți veni în Consiliul Județean dacă n-ai un președinte vizionar, așa cum este Zetea, să vii să-i spui, stai că-ți fac eu proiectul pe fonduri europene, că tu nu ești în stare sau poate nu vrei. Deci trebuie normal să ai parteneri și trebuie să-ți dorești să te bați. Adrian Veștea, la fel, n-a prins foarte mult partidul la guvernare, dar pentru asta a mers, a bătut toate ușile, a bătut drumurile Brașov-București și a reușit să obțină și terenul de la Ghimbav și autorizație de la Romaero și așa mai exact. Departe. Deci trebuie voință dacă nu te bați. Degeaba putem să aducem aici bani din elicopter, că e o vorbă americană, dar dacă nu ai viziune și nu știi să investești și nu-ți faci un plan de dezvoltare și nu atragi fonduri europene și nu profilezi județul ăsta extraordinar de frumos, care are un potențial turistic extraordinar pe zona turistică, păi normal că nu o să reușești. Deci pentru asta trebuie viziune, trebuie o echipă bună la Consiliul Județean, trebuie o echipă bună la primărie, care la rândul lor să aducă specialiști. Că dacă îți iei politruși lângă tine, vă spun, da, pentru că fac politică, atunci nu ești performant. Poți să fii un deputat performant și în opoziție, poți să elimini supraacciza cum am eliminat-o eu și mulți ziceau, nu are rost. Nu, că nu, sigur nu crezi majoritate. S-a creat majoritate, acum motorina e mai ieftină cu un leu față de anul trecut. Un proiect depus de mine și de colegii Partidului Național Liberal. Când am mers să dublez alocația, nu depune, că sigur nu treci. L-am depus, a trecut. Eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. La fel, n-avem majoritate, nu merge. L-am depus, l-am trecut. Deci trebuie să vrei, trebuie să crezi, apropo de credință, și apoi lucrurile prin viață. Dacă nu faci asta și stai și aștepți din 4 în 4 ani ca să mai rezolvi o problemă sau ca să mergi să-ți faci campanie, normal că lucrurile nu se mișcă. Am înțeles. Două cinci. Da. Ultimele două minute. Vă stau total la dispoziție. Baia Mare are nevoie de oameni curajoși. Și asta, știți cum e? Vă spuneam mai devreme cu credință. Nu e suficient să crezi că Dumnezeu poate. A crede... Aha, deci mă uit acolo. Bun. Te vă adresați direct băimarenilor. Știți cum e, domnul Ciț? E ultima apariție noastră la Maramureș TV, dar cred că la toate televiziunile. Corect. În această campanie electorală, nu știu, probabil, nu știu, Facebook o să vă mai lase să mai rulați niște clipuri sau, mă rog. Dar până una alta, astăzi vă adresați, e ultimul mesaj pe care îl adresați băimarenilor și, de ce nu, maramureșenilor până la urmă. Bun. Așa cum spuneam, Baia Mare are nevoie de oameni curajoși. În ani, de-a lungul timpului, am văzut ce înseamnă să-L onorez pe Dumnezeu, am văzut ce înseamnă să fiu cu El și să nu fiu cu El, să ascult și să nu ascult. Atunci când L-am ascultat și L-am onorat, am văzut bunătatea, binecuvântarea Lui, dincolo de estimările mele. Acum, pentru binele cetățenilor, am ales să merg pentru orașul Baia Mare, să renunț la business, deși că acolo am
experimentat lucruri foarte frumoase și, așa cum spuneam și în anumite videoclipuri, e o zonă confortabilă. Însă, vedeți dumneavoastră, de-a lungul anilor am avut multe sesizări și multe inițiative adresate direct actualului primar și actualului președinte al Consiliului Județean, știind că Maramureșul rămâne în urmă, știind că se poate mai mult. Eu am investit atât în Oradea, cât și în Cluj, cât și în Bistrița, dar în multe alte orașe din țară, și am văzut de-a lungul anilor, călătorind prin întreaga lume, multe lucruri frumoase și de fiecare dată când vedeam acele lucruri, îmi puneam întrebarea, de ce la Baia Mare nu se poate lucrul acesta? Veneam cu liste și trimiteam mesaje către actualii în funcție. Însă ce s-a întâmplat cu aceste mesaje? Au rămas. Ei, lucrul acesta, mai mult de atât, am mers mai departe și mi-am pus întrebarea, de ce numărul antreprenorilor români scade și cei străini sunt bineveniți, pentru că probabil că de aceștia e mai greu să te legi și să formezi un mod de a lua taxe de pe aceștia. Lucrurile acestea m-au mâhnit și văzând că controlele fiscale, controlele de poliție, de toate felurile, au de-a face mai mult cu firme românești, aceasta chiar m-a frustrat și am zis, nu se poate să ducem în continuare țara aceasta să o îngenunchiem. Am auzit multe minciuni și chiar multe din ele le-am crezut, pentru că n-am mers să verific cum stau lucrurile. Însă, dragii mei, lucrurile în politică, de când am intrat și am văzut ce se întâmplă, stau cu totul și cu totul diferit față de ceea ce am știut eu despre politică până să iau această decizie. Ei bine, a crede că Dumnezeu poate și dracii cred. A crede că eu pot, prin puterea lui Dumnezeu, este un lucru la care suntem chemați cu toții. Așa că, în primul rând, trebuie să stabilizăm siguranța cetățenilor din acest oraș, să creăm un climat potrivit, așa încât cetățenii din vest să vină să investească, pentru că au nevoie să aibă o certitudine că investițiile lor vor fi oarecum amortizate. Mai mult de atât, plecarea tinerilor este o problemă foarte serioasă. Mi-am dat seama că actualii, atât primarul cât și președintele județean, nu are o viziune în privința aceasta. Nu au soluții pentru aceasta. Și atunci am găsit oameni cu care am văzut că sunt dispuși să facă un pas și să vină să investească în această zonă. Așa cum vă spuneam, săptămâna trecută am avut întâlnire cu un broker de asigurări de investitori care reprezintă peste 200 de investitori din Germania. Un creștin practicant. Știți ce s-a întâmplat urmarea acestei întâlniri? A început să discute cu acești investitori pe care îi reprezintă și nu doar că sunt interesați să vină. Ei au început să se roage pentru mine ca Dumnezeu să facă miracolul în Baia Mare și eu în 27 seara să ies primar. Așa că nu este pentru mine nicio noutate și ceea ce ține de mine, eu voi face. Ce ține de Dumnezeu, El acolo sus iubește băimarenii și ascultă rugăciunile multora care nu au curajul să spună cum stau lucrurile în acest oraș. Orașul acesta trebuie să fie acolo unde este locul lui. Orașul acesta trebuie să fie pol regional și rețineți un lucru. În 6 ani, noi trebuie să ajungem la o populație de 250.000 de locuitori și Dumnezeu ne va ajuta. Cum aceasta? Prin credința noastră și prin acțiune. Schimbarea începe cu mine, continuă cu tine și mergem la treabă, nu l-am întins mâna. Mulțumesc tare mult! Mircea Cirț, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Baia Mare, într-un ultim mesaj înainte de ziua alegerilor. Îi mulțumesc și domnului Robert Sighiar tău. Prezența lui, până la urmă, garantează anumite promisiuni făcute în campania electorală și cu domnia sa, mai ales că e din Bistrița, o să ne întâlnim mai des.
Cred că este un prieten al Maramureșului și indiferent ce se va întâmpla în 27 septembrie. Domnul Predan, încă un picuț, permiteți-mi înainte să terminați dumneavoastră să vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră, să vă mulțumesc că dați mesaje care arată cetățenilor că este vremea de schimb de curs. Mulțumesc frumos! Mă rog. Bine, vă mulțumesc tare mult, domnilor, succes în 27. Mulțumesc frumos. Și cea mai bună variantă pentru calitatea vieții din Baia Mare și din județul Maramureș să aibă până la urmă câștig de cauză în 27 Corect. Septembrie. Încă o dată, domnilor, vă mulțumesc. Le mulțumesc în primul rând telespectatorilor. Noi rămânem în continuare cu ediții speciale electorale aici la Maramureș TV. Mulțumim frumos. Dragii mei, sunt primarul Oradei Ilie Bolojan. Îl cunosc pe domnul Mircea Cirț de mulți ani de zile, de când a dezvoltat prin compania pe care o administrează la Oradea o investiție importantă. A dezvoltat nu doar în Oradea investiții importante, ci în tot Ardealul. Calitățile pe care trebuie să le aibă un primar de mare oraș sunt cele ale unui bun administrator de companie privată. Să administreze bugete în mod performant, să facă primăria să fie eficientă și orientată către clienți exact ca o companie, să atragă investiții, asta înseamnă fonduri europene, investiții guvernamentale, să poată să facă parteneriate private cu firmele care investesc într-o comunitate, la fel cum face parteneriate cu partenerii privați și de asemenea să aibă o viziune de dezvoltare pentru un oraș așa cum are și pentru o companie. Și sunt convins că aceste calități pe care dânsul a demonstrat vor fi esențiale în gestionarea municipiului Baia Mare anii următori și cred că va fi un bun primar al municipiului Baia Mare. Cei care aveți încredere în mine, cei care cunoașteți ce s-a întâmplat în Oradea în acești ani, vă rog să îl votați cu toată încrederea pe domnul Mircea Cirț, primar al municipiului Baia Mare.